Răspunzând apelului Papei Francis, Biserica Catolică din întreaga lume a celebrat marți 20 septembrie o zi mondială de rugăciune pentru pace. În România, la îndemnul episcopilor, s-au celebrat liturghii și s-au făcut rugăciuni pentru pace în toate bisericile catolice. Această zi de rugăciune a avut loc pe fundalul întâlnirii interreligioase pentru pace, care s-a desfășurat la Assisi în perioada 18-20 septembrie, la care au participat peste 500 de lideri și reprezentanți ai religiilor din întreaga lume. Tema a fost Sete de pace, religii și culturi în dialog. În ultima zi a fost prezent și Papa Francisc. Din România a participat Preasfințitul Virgil Bercea, episcop al eparhiei de Oradea Mare, reprezentant al Bisericii Catolice din România și alți doi reprezentanți ai Patriarhiei Ortodoxe Române. De asemenea, au fost prezenți și 6 deținători ai Premiului Nobel pentru Pace. La ceremonia de încheiere, Papa Francisc împreună cu liderii confesiunilor creștine și ai religiilor au semnat un apel la pace. Anul acesta s-au împlinit 30 de ani de la prima întâlnire interreligioasă pentru pace, convocată de Sfântul Papa Ioan Paul al II-lea la 27 septembrie 1986 la Assisi. Cea de-a patra adunare generală a superiorilor și superioarelor majore ale congregațiilor din România s-a desfășurat în perioada 20-23 septembrie la centrul Gaudium Spes din Traian. Tema adunării a fost acțiune și colaborare în viața consacrată din România și a încheiat un parcurs de 3 ani de analiză a vieții consacrate din țara noastră. Participanții de la Traian s-au bucurat marți 20 septembrie de vizita excelenței sale Miguel Mauri Buendia, nunțiu apostolic în România și Republica Moldova, și a preasfințitului Petru Gherghel. Miercuri 21 septembrie, în mijlocul lor s-a aflat și preasfințitul Aurel Percă. Papa Francisc a celebrat Sfânta Liturghie duminică 25 septembrie în piața Sfântul Petru cu ocazia jubileului cateheților în anul Sfânt al Milostivirii. Manifestările jubiliare au început vineri la Roma și au continuat sâmbătă cu momente de reflecție și rugăciune în diferite biserici din Cetatea Eternă. În mesajul adresat de Sfântul Părinte cateheților, acesta le spunea: Domnul să ne dăruiască harul de a fi reînnoiți zi de zi de bucuria primei vestiri. Iisus a murit și a înviat. Iisus ne iubește personal, să ne dăruiască tăria de a trăi și a vesti porunca iubirii, depășind orbirea aparenței și tristețile lumești. Să ne facă sensibili față de cei săraci, care nu sunt un apendice al Evangheliei, ci o pagină centrală, mereu deschisă în fața tuturor. Congregația Notre-Dame de Sion a sărbătorit anul acesta 150 de ani de activitate în România. Celebrările jubiliare au început vineri 9 septembrie la Satu Mare, unde a avut loc un concert de muzică sacră, o expoziție de fotografii, o prezentare de carte și Sfânta Liturghie prezidată de Preasfințitul Eugen Schönberger, episcop de Satu Mare. În Moldova, celebrările jubiliare au început la Traian Neamț, unde în perioada 16-17 septembrie a avut loc un simpozion și o prezentare de carte. Duminică 18 septembrie, sărbătoarea jubiliară s-a mutat la Săboani, unde Preasfințitul Aurel Percă a celebrat o liturghie solemnă de mulțumire pentru cei 150 de ani de activitate în România. Încheierea evenimentelor dedicate jubileului de 150 de ani a avut loc duminică 25 septembrie prin Sfânta Liturghie Solemnă celebrată de Preasfințitul Petru Gherghel în parohia Sfântul Anton din Iași, unde activează o comunitate a acestei congregații. Preasfințitul Aurel Percă a resimțit biserica din Solca cu hramul Sfântul Arhanghel Mihail, filiala parohiei Solonețul Nou, duminică 25 septembrie. La celebrare au participat părintele paroc Stanislav Cuharec, preoți și numeroși credincioși din Bucovina. Cu ocazia acestui moment al resimțirii bisericii, Episcopia de Iași a emis un decret prin care se amintește acest moment deosebit și, ca semn de mulțumire și recunoștință pentru angajarea exemplară în opera de renovare a bisericii din Solca, domnul Ionel Zaremba a primit crucea omagială fericită titul Anton Durcovici. Preasfințitul Petru Gherghel a binecuvântat miercuri 21 septembrie Casa de Discernământ Sfântul Aloys Guanela, care se află în grija surorilor din Congregația Fiicele Sfintei Maria Divinei Providențe. Acest moment a fost precedat de liturghia celebrată în capela Căminului de Bătrâni Sfântul Iosif din Iași, în cadrul căreia 5 tineri au fost primiți în cadrul Congregației Slujitorii Carității și au primit crucea lui Hristos și un gând spiritual al Fondatorului. Alături de Preasfințitul au fost prezenți părintele Baptist Balagan Alfons,
slujitor al Carității, însoțit de părintele Ciro Atanasio, consilier general al Congregației Slujitorii Carității și preoți din Iași. Congregațiile Fiicele Sfintei Maria Divinei Providențe și Slujitorii Carității au fost fondate de Sfântul Alois Guanela și sunt prezente în România din anul 1993. În dieceza de Iași, surorile sunt prezente la Iași, Șcheia și Sagna, iar frații sunt prezenți la Iași. În parohia Valea Lupului, de lângă Iași, au avut loc misiuni populare în săptămâna 19-25 septembrie, predicator fiind părintele Iosif Iacob. Tema misiunilor a fost milostivirea lui Dumnezeu, calea sfințeniei omului. Sâmbătă 24 septembrie, preasfințitul Aurel Pergă a conferit taina mirului celor 6 candidați din această parohie, iar duminică 25 septembrie, întreaga comunitate din Valea Lupului a sărbătorit hramul bisericii Sfântul Pius din Pietrelcina. Au concelebrat părintele paroh Alois Hârja, preoți din Iași și din împrejurim, predicator fiind părintele Iosif Iacob. Preasfințitul Aurel Pergă a oferit mandatul misionar părintelui Alexandru Percu pentru Coasta de Fildeș, marți 20 septembrie, în Biserica Sfinții Petru și Paul din Răducăneni. În cadrul celebrării liturgice, preasfințitul Aurel i-a oferit însemnele misionare: Biblia, lumină și călăuză în drumul misionarului și hrană pentru viață, și crucea. Hristos cel răstignit este însoțitor de nedespărțit în toate activitățile și motiv de încurajare în toate greutățile. Părintele Alexandru Percu s-a născut la 25 februarie 1989 la Răducăneni, județul Iași. A fost hirotonit la 24 iunie 2015 la Iași. A activat ca vicar în parohia Trupul și Sângele Domnului din Gherăiești până în vara anului 2016. Părintele Alexandru își va desfășura activitatea misionară în Coasta de Fildeș alături de părintele Gabriel Cimpoieșu. Sosirea sa în Coasta de Fildeș va avea loc la 29 septembrie. Monseniorul Miguel Mauri Buendia, nunțiu apostolic în România și Republica Moldova, a făcut o vizită la Săboan miercuri 21 septembrie. Alături de nunțiu a fost preasfințitul Aurel Percă și preoții din Săboan. Excelența sa a vizitat sanctuarul Marian, regina Sfântului Rozariu, noul centru medical, bisericile Sfântul Mihail, înălțarea Sfintei Cruci, Sfântul Iosif Muncitorul și noua biserică din cimitir dedicată tuturor sfinților. Preasfințitul Aurel Percă le-a încredințat membrilor și colaboratorilor Oficiului pentru Cateheză al Diecezei de Iași mandatul catehetic, miercuri 21 septembrie. Evenimentul a avut loc în cadrul Sfintei Liturghii celebrate în sanctuarul Regina Sfântului Rozariu din Săboan. Membrii și colaboratorii Oficiului pentru Cateheză sunt părintele Mihai Roca, părintele Mihai Farcaș, părintele Mihai Cojan, fratele Vincențiu Ghiurca, sora Agneza Ilinca, sora Clara Dalvaru, sora Margherita Forlani, profesoara Maria Andrici, profesoara Loredana Cojan, educatoarele Tereza Minuț și Alina Dinu, precum și domnul Marian Petrișor. A cincea ediție a Săptămânii Sociale a Studenților s-a desfășurat în perioada 22-25 septembrie la Pralea. Au participat un grup de 70 de tineri. Tema a fost Viața umană între sanctuar și tomberon, destinul și demnitatea omului, între o cultură a vieții și o cultură a morții, aspecte moral-sociale. Evenimentul a fost organizat de Oficiul Diecezan pentru Pastorația Universitară. Au conferențiat părintele Eduard Patrașcu, părintele Lucian Farcaș, Iuliana și Cristian Petruț din cadrul Asociației Familia și Viața și Elia și Paul Adam. Săptămâna socială a cuprins și momente de adorație, rugăciune și Sfânta Liturghie. Sunt pentru al treilea an aici și mă bucur că sunt din ce în ce mai mulți tineri care doresc să scoată viața din tomberon și să o transforme în sanctuar, mărturisea Laurențiu, unul dintre participanți. În parohia Târgu Trotuș din județul Bacău s-au desfășurat misiuni populare în perioada 23-25 septembrie, predicator fiind părintele Eugen Blăjuț. Pe durata celor 3 zile au fost momente de rugăciune, adorație, sfinte liturghii, predici speciale și procesiunea prin sat spre cimitir. Părintele predicator a evidențiat importanța Sfintei Fecioare Maria în drumul nostru spre mântuire. Acesta ne-a îndrumat să o considerăm pe Maria, Regina Milostivirii, mama noastră care ne iubește pe toți, atât pe cei credincioși, dar mai ales pe păcătoși. Prin exemplele amintite, părintele a accentuat grija Mariei față de noi, dar și cât de important este să ne încredințăm ei în fiecare zi, mărturisea Bianca, participantă la aceste misiuni.
Un grup de 25 de credincioși din parohia Izvoare Bacău, împreună cu părintele paroh Lucian Adam, au făcut un pelerinaj al recunoștinței în perioada 19-21 septembrie la Cacica și Sighetul Marmației, locul unde a murit fericitul Anton Durgovici, ca pregătire pentru zilele de misiuni care vor avea loc în perioada 29 septembrie-2 octombrie. Pelerinii au vizitat biserici și sanctuare, comunitățile Solonețul Nou și Poiana Micului, precum și Memorialul Durerii și alte obiective importante din Sighetul Marmației. Comisia Migrantes, din cadrul Conferinței Episcopilor din Triveneto, partea de nord-est a Italiei, a organizat la Padova, la 21 septembrie, pelerinajul preoților imigranți, adică cei preoți care asistă spiritual comunități de diferite etnii prezente pe teritoriul Italiei. Printre aceste națiuni, emigranții români reprezintă comunitatea cea mai numeroasă din Italia. Preoții români prezenți la această întâlnire au fost 13, 8 de rit greco-catolic și 5 de rit romano-catolic, toți din dieceza de Iași, și anume părintele Valentina Enoaie, părintele Marius Catrințașu, părintele Emanuel Imbrea, părintele Laurențiu Ignat și părintele Petru Mogda. Ziua s-a încheiat cu Sfânta Liturghie prezidată de episcopul Luigi Bresan, la care au concelebrat peste 70 de preoți din diferite părți ale lumii. La București a avut loc simpozionul științific Emancipare socială și politică în România modernă, noi perspective și interpretări, desfășurat în perioada 20-21 septembrie. Evenimentul a avut loc la Institutul de Istorie Nicolae Iorga al Academiei Române. De la Bacău a participat profesor dr. Anton Coșa, membru al Departamentului de Cercetare Istorică al Episcopiei Romano-Catolice de Iași, care a susținut conferința Lupta catolicilor din Moldova pentru drepturi civile și politice în perioada 1859-1918. La Centrul Maria Vard din Rădăuți a inaugurat un nou teren de sport luni 26 septembrie. Lucrările au început în primăvara acestui an și s-au realizat cu ajutorul sponsorilor din țară și din străinătate. La Centrul Maria Vard, aproape 50 de copii din municipiul Rădăuți sunt ajutați din toate punctele de vedere pentru o dezvoltare normală și armonioasă. Centrul este coordonat de surorile din congregația Iezu, care sunt ajutate de personalul angajat specializat și de profesorii voluntari.